Direcția de Sănătate Publică Bihor a anunțat că există un număr mare de copii nevaccinați antirujeolic, dintre care 859 fără nicio doză de vaccin administrată, iar alți 3542 sunt restanțieri la a doua doză de vaccin. La acest număr se adaugă copiii ai căror părinți au refuzat administrarea vaccinului. Medicii inspectori fac apel la părinți și atenționează asupra importanței vaccinării copiilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor de boli prevenibile prin vaccin. De aceea, inspectorii sanitari roagă părinții să se prezinte la medicul de familie arondat și să își vaccineze copiii restanțieri sau pe cei care nu au primit nicio doză din vaccinul antirujeolic. Rujeola este o infecție virală extrem de contagioasă, cauzată de virusul rujeolic, care se răspândește des în perioada de incubație a bolii, atunci când pacientul nu știe că este bolnav și nu prezintă niciun simptom. Vaccinarea este inclusă în calendarul de vaccinări al Ministerului Sănătății.